Pe listă sunt țări precum Andorra, Vatican, Cehia, Belgia, Olanda, Armenia, Luxemburg, Slovenia, Franța, Elveția, Argentina sau Spania. Instituirea restricțiilor referitoare la persoanele care sosesc din anumite zone sau țări cu risc epidemiologic ridicat se aplică după 24 de ore de la data aprobării hotărârii prin care acestea sunt stabilite. Lista completă a țărilor și a zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, o găsiți pe site-ul maramedia.ro.